După jumate de oră, parcă începe și mai rău. Uite, sunt nebun, ia uite, sunt nebun. Nu plouă, mă, mașina, ia uite, știi ce așa am făcută mașina. Care erau șansele să vină să parcheze mașina de poliție fix lângă noi, unde dormim? Norocul nostru. Da, nu a ieșit. Aolo. Din momentul ăsta de sâmbătă până duminică sunt blocat 24 de ore în această Tesla. O să vedem ce o să se întâmple, care o să fie aventura. Practic o să ne plimbăm, o să vezi că nu o să stăm doar în București, o să fie o aventură destul de mare. Data trecută am petrecut o noapte în Tesla, acum o să petrecem o noapte în Tesla. Și cred că destinația la care o să mergem o să fie la mare. Nu știu, eu asta am văzut destinația cea mai bună. Cu cât începe mai repede challenge-ul, cu atât termină mai repede. Cred că o să fie foarte obositor. Nu știu ce o să aleagă de acest video, dar hai să vedem care o să fie experiența. În aventura asta cu mașina, vă dați seama că nu pot să fiu singur, așa că am avut nevoie de un ajutor. Suntem alături de Ioana. Nu știu câți dintre voi o știți pe Ioana, a mai apărut la Noris pe canal. Hello. Și aveam nevoie de un ajutor. Ea practic nu o să fie parte din acest challenge. Ea o să poate să iasă, dar eu nu. Eu o să fiu blocat în Tesla 24 de ore. Ea o să fie cea care mă ajută cu încărcatul mașinii, așa că o să fie destul de amuzant. 3 jumătate, 10 septembrie, sâmbătă. Hai să intrăm în mașină oficial. Bam. Așa. Deci, pe bune, acum intru și nu mai cobor, hă? Da. Asta-ți dau teroare, 24 de ore. Oh my god. Cred că o să fie cel mai obositor challenge pe care l-am făcut eu până acum. Și ideea e că vă dați seama că o să mă duc până la baie, adică trebuie să ies din mașină să mă duc până la baie. Chestiile astea, cum o să le fac, pentru că nu mă ascund de treaba asta. Dar pentru... ce, nu poți să faci în sticlă? Nu. Ia uzi, mă, la Ioana, ce idee are. Nu, nu, merg la toaletă că suntem oameni. Avem 54% baterie și ar trebui să mergem să încărcăm mașina mai întâi, să avem acolo aproape full și să plecăm spre mare. Am venit rândul tău, după ceva așteptare, trebuie să bagi tu mașina la încărcat. Acum hai să vedem dacă te găsești. Vreau să-mi baftă. Bă, e foarte simplu, o iei și o bagi. Ce? Da. Nu ies din mașină, da? Așa. Hai, să te văd. Ieți. Trage și trebuie să spui. Mamă, ce greu e, așa. Da. Tare. L-ai băgat? Cred, e verde. E verde? Wow, ia să vedem. Da, mă, da. Se încarcă? Se încarcă. A few inches later. Ne-am uitat puțin pe YouTube, 96% bateria. Din nou, te rog. Te rog să te și scoate la încărcat. Mă duc. Deci ce fac? Apeși pe buton și trage. Suntem în drum spre mare, drumul este foarte liber, vă dați seama, nu mai este sezon, mergem acum când nu mai merge nimeni la mare. Dar o să ne ducem, încărcăm mașina și după trebuie să găsim un loc unde să dormim în seara asta. Asta o să fie marea problemă, pentru că nu știu unde o să facem asta, dar vreau neapărat să fim undeva lângă mare. Ca să avem aer de mare, să auzim eventual poate marea, ar fi destul de drăguț. Spre mare nu prea arată frumoasă vremea, arată cam înorată. Se anunță ploaie în seara asta, dar noi dormim în mașină și o să fie interesant cum o să simțim noi ploaia din mașină. Am trecut și la noapte și se pare că am ajuns la superchargere, unde avem destul de mult loc să încărcăm. Nu trebuie să stăm la coadă aici față de București. A, uite. Acum intervine din nou rolul tău. Vreau să vă zic că după drumul ăsta mi-a cam înțepenit fundul pe scaun. Stai, nici nu văd. Tare. Gata. Am băgat? Sper. Nu am băgat. Tare. O ură. Nu iar o l-ai băgat. Haide, bă. Eventually. Bă, nu. Cred că rămân fără portul de încărcare. Dar nu mergi. A, ba da, gata. Gata, luat-o? A, da. Ia. Wow. Bă, bune, 40 de minute. Frate, ce e mai aia? Mai... Nu mai, nu puteți să zicem pe vlog. Deci, având în vedere situația asta, eu tot în mașină sunt și am nevoie la baie. Și acum să merg cu tine la baie. Da, pe cronometru, 5 minute. 5 minute? 5 minute. Și mă ții tu cu ochii, da. După aceea ne întoarcem și trebuie să găsim un drive ceva ca să ne luăm de mâncare, nu-i așa? E foame, da. Da. Puțin peste 5 minute am stat, mai avem de încărcat vreo 30 de minute, așa cum a trebuit, deci m-am ținut de promisiune. Da, pe altfel te taxam. Ok.
N-am apucat când eram în București să vă arătăm cât adormitorul avem în portbagaj, pentru că ne-am luat și plapumă și perne și o grămadă de nebunie, o să vedeți când o să montăm patul. Numai că o să fie interesant că eu o să-l montez din interior și tu din exterior, adică, nu știu, o să vedem noi ce o să iasă și o să trebuie să mă mut din interiorul mașinii în spate, o să fie ceva de pomino. Și avem acum pe stânga singurul Mac Drive din Constanța. Sunt tare curios, dacă sunteți din Constanța, să-mi spuneți aici în comentarii dacă mai există alte drive-uri prin Constanța, pentru că eu pe Maps când m-am uitat am văzut decât ăsta. Dacă mai există drive-uri, lăsați-mi să știu și-o pe viitor. Deci momentan de aici o să ne hrănim noi. Uitați-vă puțin, aici e Mac-ul și uitați-vă la coada asta, că mi-e rău. Eu nu pot să cred. Deci cred mi-e că rău. Sunt peste 20 de mașini. Haide. Și la noi la București mai sunt cozi de-astea, dar măcar la noi sunt mai multe și se mai împart așa oamenii, dar aici cred că chiar e decât unul singur. Deci ne poziționăm, după cum vedeți, ne poziționăm la coadă, direct de pe stradă. Ne facem comozi. Din stația de autobuz chiar. Da, chiar în stația de autobuz. Hai, mama, n-am văzut în viața mea așa ceva, deci sunt șocată. Când am plecat de la mall, mă gândeam, bă, dar oare ce-mi iau, ce-mi iau? Cred că o să am timp să mă gândesc până ajung acolo. Salut! Salut. 56. Să poți să scanezi codul? Da, da. Am dat gherlă, o să vedeți ce ne-am luat, o grămadă de chestii. În momentul de față, asta este problema noastră cea mai mare. Trebuie să găsim un loc unde să noptăm lângă mare. O să încercăm prima dată în Mamaia și după o să ne ducem undeva în Eforie Sud, unde știu că e o faleză mișto. Avem mare acolo și mâncăm și noi ceva. Am putea să și stăm aici, dar aici costă parcarea și costă cât o cazare. Adică costă 100 și ceva de lei să plătești ca să dormi pe stradă cu mașina. Adică să parchezi mașina costă 100 de lei în Mamaia. Nu știu dacă știați treaba asta, dar eu așa știam de la știri, că era o întreagă știre legată de treaba asta, așa că nu vreau să parchez pentru 100 de lei. Deci am găsit locul de mâncare, suntem fix lângă un club. Mireasa mare? Nu prea am simt miros de mare. Mireasa mic mai mult. Mireasa mic, exact. Avem mașina, miroase putea mic. Tu cred că poți să vii în partea asta ca să mă filmezi mai bine. Că tu poți să cobori din mașină. Eu nu pot să cobor din mașină. M-ai dat afară. Ouleu, uite cum arată. Avem un crispy chicken. Vă fac poftă acum. Vă arăt mai întâi mâncarea cum e. Și după aceea, vă dați seama că nu o să filmez acum cum stau cu mâncare. Ia uite ce avem aici. Mamă! Ia uite. Da, astea sunt ale mele. De acolo e plăcinta. Da, 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 da. Deci avem cartofi, avem plăcinta, avem tot ce ne trebuie. Ai și mâncare, și fata lângă, și muzică, și mașină. O să mai trebuie ceva? Ar trebui o cazare în seara asta, dar o să dormim în mașină. E frumos și mașină, vedem. Prima dată chiar mi-a plăcut să dorm în mașină, acum să vedem cum o să fie. Andrei, got the fucking Tesla, we race. Every day, we don't fucking stop. Come on, stop. Yeah, that's what they want. America, USA in that bit. We're coming from USA to watch my guy right here. Number one. Hey, number one. Da, ne-au întrebat americanii, erau un pic așa luați, dar super de treabă oamenii. Ar trebui să ne punem să mâncăm, după aceea ne îndreptăm către Eforie Sud, cred că, că pe aici e cam mare, mare nebunie cu o grămadă de străini. Haos. Deci unul din americanii aia când a văzut și ne-a văzut și mașina și tot ce, mamă, voi chiar sunteți bogați, mamă, ce e aici? Și ei, și ei nu știu că noi mergem pe moca cu mașina asta și am dat doar 33.000 de euro. Cred că, nu cred, deci nu-i venea să, nu am discutat cu asta mașina, dar stru asta credea că e mult mai... M-a întrebat dacă e plaid, by the way. Da, m-a întrebat da, dacă da, e plaid. Da. Știi cât costă un plaid? 120.000, minim. 120.000 de euro. Da. Deci, da. Avem suntem bogați în concurs. Avem bamă zără de tot. Și dormim în mașină când avem bani de cazare. E ok. Deci am ajuns în loc unde aveam eu idee, Eforie Sud, cam așa arată faleza și e bine că e iluminată. Deci, și uite aici. Vezi? Un colț aici. Tot e iluminat, la fel. Vezi? Un loc ăsta de parcare și în dreapta. Ei? Se aud valurile. Asta vreau să văd. Da. Se audă valurile. Dacă tot am venit la mare, se audă valurile, zic. Singura treabă ciudată din locul ăsta este acel pasat, care nu știm care e treaba cu el. E doar lăsat acolo. Andrei, nu mai mă panica, frate. Poate că e un om și a venit și... A? Poate că e un om în ea și toarme, mai știi? Cred că e momentul să mă descalț. Să mă descalț. Pentru că oricum nu pot să cobor. Acolo este marea,
Credeți-mă, fundalul e super mișto, să vedem de dimineață. Poate prindem răsăritul dacă toți suntem o mașină, nu știu, vedem. Trebuie doar să ne trezim, să deschidem portbagajul, atâta, că rest vedem. Sperăm să dormim bine, dar momentan trebuie să facem patul. Deci eu trebuie să ajung în spate. Da. Andrei în acțiune. Bun. Dăm asta jos. Și uite așa am ajuns în spate, unde avem plapuma. Hai că tot eu am făcut patru până la urmă. Hai lasă, lasă, că și-o am făcut. Da. Hai că am transpirat. Ioana, apasă, te rog, acolo, pe portbagaj deschis. Deschide acolo. Așa. Și avem mare la picioare. Tu poți să ieși din mașină, știi, ca să... Da, am uitat. Tu n-ai voie să ieși, așa că stai acolo. Eu îmi fac viața afară, tu în mașină. Ia uite, avem o mâță acolo. Ce drăguț e. Vezi? Ia uite-o nebuna. Vrei să dormi aici cu ea? Și plec? Nu, nu, nu. Adevărat, acum e răsăritul, nu o să poți să-l văd decât din mașină. Ce îmi place, îmi place vlogul ăsta, îmi place ideea asta. Bă, adevărat, eu gen, ziceam de răsărit să ieși acolo, să-l văd bine. Oricum se vede și de aici, cred că. Dacă sper să se vadă și de aici. E oricum cum? Nu te culci, pentru că trebuie să-ți dau teroare până te culci. Aolo. Ne jucăm în cărți, spunem întrebări de cultură generală, o să fie mișto. Mai era mișto femeia asta. Doamne, uitați-vă ce ploaie a început. Și o blocată mașină. Mamă, deja începe să mă plouă. Aici avem... Aolo. Alo? Alo? Vă rog, închideți portbagajul. Mam. Mamă, mă plouă, de ce mă plouă? Pentru că e un geam deschis. De aia. Pe partea de la șofer aveai de deschis. Unde? Dreapta, așa, așa. Oh, mă leu, aia că ne-a plouat mașina. Cum e? Sincer, spre surprinderea tuturor și chiar și a mea, e foarte mult loc, ai spațiu. Deci, eu v-am zis, chiar se poate sta bine. Bă, da, știi că mă plouă. Mare gaură mașina asta, nu te zic că mă plouă. Nu plouă de nicăieri. Mă, tu nu stinzi că plouă? Nu! Uite picături! Mă, frate, ce ai? Aoleu! Unde am lăsat? E geamul de schis! Aoleu! Uite, sunt nebun, ia uite, sunt nebun. Nu plouă, mă, mașina, ia uite și tu ce asta, mă, câtă mașină. Stai liniștiți că nu plouă. Tot aici suntem. După jumate de oră, parcă începe și mai rău. Ce mai bine se vede pe parbriz cum plouă, adică... Cum dormim noi așa, hă? Nu știu, dar cu zgomotul ăsta, nicio șansă de somn. Suntem live de jumătate de oră, cam așa, pe Instagram. Nu uitați, dați și voi un follow pe Instagram dacă vreți să fiți la curent când mai facem alte live-uri, o să le vedeți în avans când facem alte nebunii pe Instagram aici. The next day. Bună dimineața. Spune, drăguț, păcat că sunt norii aia acolo. Ia spune-ne, domnișoara Ioana, ai dormit bine? Da, surprinzător de bine. Cred că am dormit, dacă mai bine și decât în unele cazări. La ducea din Ungaria, când da, am fost plecați da, în Europa? Da, da. Da. Bun, bravo, te-ți la 10 din 10. Bine, oricum, eu aș mai dormi acum, după ce vedem un pic răsărit, eu acum mi-a băgat un pic de somn, măcar 2 ore ceva. Ce mișto e să intre aer curat pe la picioare. Hai și priveliște frumoasă pe acolo. Cam așa tot ce am putut să obținem de la răsărit, destul de frumos. Dar noi să ne continuăm somnul, pentru că e destul de vreme și mai bine mai dormim și noi pe călin câteva ore. Nu știu care erau șansele să vină poliția fix lângă noi. Și noi avem noroc că nu ne vede, pentru că avem geamul de fumurii. Despachetăm noi aici și cum ne punem în față. Dacă ăștia stau aici. O să reușim noi. S-a făcut 9 dimineața, by the way. Dar a venit poliția. Nu cred că e ceva ilegal ce facem noi aici, că dormim în mașină pe stradă, dar suntem o mașină. Și mașina e parcată legal. Așa că nu văd vreo problemă.
Nu? Spuneți-mi în comentarii dacă faceți ceva. Au venit să-și bea cafeluța, practic, și s-au uitat fix pe geamul ăsta care e la noi. Dar ei nu ne văd, dar am impresia că ne văd, că na, e normal, că se uită fix la noi, dar practic ei nu văd decât întuneric. Dar mașina ta nu pare că merge când bagă aer? Ba da. Hai să-mi bag. A, nu a ieșit, Ana. Aolo. Aolo. A ieșit și celălalt polițist. Andrei m-a speritat și... Ora 10:30, tot aici suntem. Tot cu polițiștii. Ioana nu vrea să ne trezim de aici pentru că e frică că ne ia la întrebări. Și... Da, exact. Deși eu zic că n-am făcut nimic greșit. Păi n-ai făcut, dar o să-ți pun întrebări și nu... Păi da, mă, da. Deci noi stăm așa de vreo jumătate de oră și ne uităm la ei cum se uită pe Facebook. Eventually. Ora 11 s-au dus. Se uită toată lumea la mine ciudat. Da, păi nu arăți ca un ciudat. De ce, mă? Păi vezi că stau bine așa. Dai cam soare. Mai stindești becul. Băi, alo, alo, alo. Cine zice mă că nu-i loc? Out. Din nou la volan. Mamă, ajutere la volan. Oh, ce bine stai aici. Mamă. Dar una peste alta, cum ai dormit? Eu, sincer, azi noapte am dormit chiar bine. Mai bine decât am dormit ultima dată în București. Tu, ia spune. Foarte bine. Sincer, v-am zis. Nu te așteptai nici tu să dormi atât de bine, nu? Nu, am dormit mai bine decât în vacanța din Ungaria. Dacă sunteți curioși cu cât am rămas baterie, 48%, am ajuns cu vreo 75% în locul ăsta unde suntem noi acum. Deci am pierdut destul de multă baterie, dar trebuie să ținem cont că peste noapte mi-am încărcat telefonul, am încărcat și camera cu care filmez de vlog. Deci nu am făcut deloc economie, am mers cu clima pornită pe 23 de grade, între timp noaptea a fost și pe 19 grade, deci am stat destul de bine și eu zic că e un consum destul de ok pentru o noapte chiar întreagă, adică e deja ora 11 dimineața și am ajuns aici cam tot pe la ora 11, cred că ora 11 jumate, da, cred că era maxim 11 jumate când am ajuns aici, nu-i așa? Da, așa e. A fost o experiență mișto. Asta voiam să văd și eu și n-am văzut aseară. Uitați-vă și voi cât de frumoasă e marea. Dă-mi și noi jos geamul. Asta voiam să văd. Pe hartă cam așa arată. Fix lângă mare este locul ăsta unde am stat noi. Aventura nu s-a încheiat încă, așa că să continuăm aventura către Constanța. Și abia aștept să vin ora 3:30 ca să pot să cobor și eu din mașină. Vă dați seama că nu o să ne ducem direct în București la 3:30, pentru că nu are rost, dacă tot am venit până aici, am zis să petrecem și noi ziua de duminică în Constanța. Ne ducem până la baie, că nu mai pot. Pentru că... O să nu. Na. Și după aceea să vedem ce facem cu mâncarea. După peste, cred că 12 ore de când am mai coborât din mașină, cu siguranță 12 ore. Oi, oi, oi. Mamă, cum se simte. Wow. Mamă. Ce ciudat e. Haide, repede, 5 minuțele. 5 minuțele. La toaletă. Bine. Să vedem cum face cu mâncarea. Mamă, ce ciudat e să merg și eu. Mamă. Hai. După pauză la baie, ne-am oprit, uite așa, la McDonald's. Că așa trebuie. M-am săturat. Deja am mâncat decât o dată, nu știu, n-aveam deloc poftă acum, dar suntem nevoiți să luăm o gustărică acum, că mi-e cam foame. Ia, am dat ghearlă iară. Practic o să vreau să mergem pe plaja Modern. Cred că e una dintre cele mai populare aici de la Constanța, plaja asta Modern. Și știu că putem să ajungem cu mașina acolo. Așa că e un avantaj. Mai avem 20 de minute. Deci mai asum noi aici la modul cel mai serios. Am stat, ne-am uitat pe TikTok, ne-am uitat pe YouTube. Și efectiv mai asum, nu? Nu e bine deloc. Abia aștept să ies afară să iau niște aer mai ca lumea, nu știu ce. Încă 20 de minute mai avem de stat și mai așa îmi vine să fac să... Mă scap de mașina asta că mi s-a cam luat un pic și că am chef să ies să mă plimb și nu doar până la toaletă. Am plecat din parcarea de acolo, ne îndreptăm către faleza Casino Constanța. Să găsim un loc de parcare pe acolo, e și 20, mai avem puțin și putem să
evadăm din acest challenge de care chiar m-am cam săturat, sincer să vă spun. Ia uitați aici ce avem. 15:30, da? Cred că am stat cu 2 minute mai mult decât intrasem o mașină, dar e ok. Și nu mă duc la baie de data asta. Challenge-ul a fost un succes, zic eu. Ia spune, avem și noi aprov aici, de la Martor? Da, e tot ok? Fost, da. Am chinuit-o acum pe ultima 100 de metri. Deci chiar am chinuit-o că am stat atâta mașină. Cam atât a fost cu acest challenge, a fost un succes. Să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce alte challenge-uri mai aveți cu Tesla pe care vreți să le facem pe viitor și nu numai. Eu am fost Andrei alături de Ioana, îi mulțumim că a fost alături de noi în acest video. Nu uitați de like și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!